domn profesor. Așa. Poți sună cineva să ne ajute? Da. Alo. Ce tu de unde ești? Cine ești? Păi am un volum. Deci este un volum, capitolul funcții, volumul funcții, acolo când intră la Prof Online. Da? Și sunt acele volume care sunt prezentate acolo, 18 volume. Așa. Și există și un volum funcții, în care vă explic noțiunea de funcție în limbajul meu. Acela care e ușor accesibil. Din Bacău. Ce, mă? Ce călcaș? Da. Păi, acum tu ești cumva pe Prof Online TV? Păi nu, faci așa. Hai ca să te ajut acum să intri, să stăm, mă vezi direct la Prof Online TV. Deci intri pe Google, transezi pe Google Prof Online. Proful online, da? Așa. Dai click, a apărut link-ul meu acolo. Prof online, profesor Ioan Mursu, Google, nu știu ce, da, numărul da, da. De telefon 0722. Să caute pe YouTube. Pe Google. Deci apare link-ul acela, scris cu albastru. Pare, și numărul de telefon. Dă click pe numărul, pe Prof online, proful Ioan Ursu, Google, nu știu ce, cu numărul de telefon. Așa, apare deci îndată, apare pagina aceea mea, care vezi video apicultură, mă vezi pe mine acolo într-o hoză cu albine, mă vezi într-un lan de flori, mai jos e video apicultură, matematică. Mai jos este Fundația Prof Online. Da. Și mai jos este Prof Online TV. E un televizor, pur și simplu, da? Da, domn profesor, v-am urmărit și eu online la lecția de clasa 5-a. Dă click acolo, dă click pe Prof Online TV. Și se deschide pagina și mă vezi în direct acum. Ne vezi? Bună! Gata, mă vezi. Acum hai că întrerup că se face microfonie. La revedere. Așa, domn profesor, da. Să vă spunem, asta e ultima, vă jurăm. Da. Așa, deci un om este tot așa orb. Și dă peste o zână vine la el. Hai că ne da? Și voi văd așa, acum. Repede. O zână vine la el, da? Și spune, îți voi îndeplini dorințele. Și domnul omul spune, vreau să văd și să am bani. Să fiu și eu, să am și eu da. Puțin bani pentru familia mea. Și doamnă. Și zâna îi spune, ai voi doar o dorință. Cum a făcut să le îndeplinească pe amândouă? Deci asta, eu cu Davide, mi-a dat o prietenă asta. Și ne-am gândit puțin mai mult, până ne-am dat seama într-un fel. Și apoi am formulat. Gata, acum... Ne puteți ajuta. Sunt prietenii noștri care ne urmăresc. Haideți să facem o problemă. Da. Frumoasă. Poți să mă dau pe acolo răspunsul? Vreau să vă doi saci cu bani. Te rog. Așa, vă dau o problemă, da? Da. Să se taie 7 dar cifre. Dar ați zis că facem din astea cu hectolitru, cu mililitru. Da, ați văzut în legătura, acum voi discuta. Da, facem 7 simplu. Da? Te rog... Este o problemă de la concursul de matematică, de pe faza județeană. Da. Din 2005. Te rog. Cum m-am născut eu? Super. Deci, ăsta... V-am spus, domn profesor, că mai e valabil. Asta, dacă o rezolvați, vă dau una și mai marfă. Dar știți cât de marfă e? Te rog. Hai. Deci e super. Deci, asta e ușurică. Vedeți-vă că asta e ușurică. Te rog. Deci, să se taie 7 cifre din șirul. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3,
1, 2, 3. Deci ăsta e șirul. Da. Să tai 7 cifre din acest șir. Și cât poate numărul... Nu. Atâta e șirul. Atâta deci e din câte grupaj de 1, 2, 3? Da, de 4. M-ați făcut bine. Așa. Așa. Astfel încât numărul rămas să fie cel mai mare posibil. Deci să care este de... numărul... Să... Sincer, eu nu m-aș băga. 7 cifre. Dă profesorul la mașină. Așa încât să se obțină. Dă profesor, mă risc. Eu sunt la mașină. Lasă. Număr... Dă profesor. Numărul cel mai mare. Tu murdărești jurul. Gata, suntem mei. Atenți. Domn profesor, da. Dumneavoastră faceți cu telespectatorii, eu cu Davide în caiet. 4, 6, 8, și vedem 10, dacă 12. Reușim, vezi? 12. Trebuie să tem 7, adică din 12, practic o să rămână... 5 cifre. Da, o să rămână 5. Rămân... Ce 5 este, cifre. Și trebuie să fie cel mai mare. Trebuie să fim câte sumă în totală, dar de ce suma totală? Pentru că trebuie să scoți 7 cifre. 1, 2, 3, un plus 1, 2, 3, plus 1, 2, 3. Davide-ți-o. Lasă-mă în pace. Davide, dar nu trebuie să aflăm suma, trebuie să tăiem 4 cifre ca să fie cel mai mare număr. 7. Da, profesor, dar știu cum trebuie să facem. Adunăm 1, 2, 3, care ne va da 6. Și facem 6 ori 4, că tot avem 4 grupe de 1, 2, 3, care ne dau 6. Și avem 24. Și din 24 scădem 7. Dar ce vrei să le adun? Că tu, eu nu pricep. De ce vrei să le adun? Deci știți, spune cel mai mare număr după ce am tăiat. Și eu mă gândesc că adun toate numerele. Și după ce tai 7, văd care poate să fie cel mai mare. Nu. După ce tai cele 5 care rămân pe niște poziții. Dar și ca să fie cel mai mare. Adică eu vreau să adun și din suma aia să scad câte trebuie ca să văd care e cel mai mic număr. Eu vreau să așa să număr. Hai să-l urmărim. Să vedem cu ideea lui. Desigur. Să vedem ce idee. Deci tu spui așa. Că o să le adun pe toate cifrele astea. Da. Să vedem care e logica. Eu te urmăresc până la capăt și dacă nu merge, nu te superi. Ne oprim, nu? Nu. Bun. Deci, numai 1, 2, 3. 24. Deci, 1 plus 2 plus 3 face 6, nu? Face 6 ori 4, 24. Deci, suma de câte ori? De 4 ori câte 6? 24. Egal cu 24. Suma cifrelor, numărul acesta. Și acum trebuie să tăiem 7 sau câte cifre trebuie să tăiem? 7. Și vedem care e cel mai mic. Tăiem 7 din ele, dar cum îl tai? Îi tai pe toate 7 la sfârșit, adică, dar vede. Deci povestea mai este... Mai pe rând. Dar, 2, am doar 4, o întrebare, 6, Davide, pentru 7, dacă le tai așa, Davide. Cu ce te ajută suma? Nu înțeleg. Asta mă înțeleg. Cu ce te ajută exact, suma? Exact. Deci, Daria, spune asta la cine va ajuta. Adică suma, am făcut-o bine, dar la cine ajută? Nu mă gândesc la suma, mă ajută după ce scas, să văd dacă e care e cel mai apropiat număr. Adică după ce îi luați numele, să numele și după aia văd care e cel mai apropiat. Dar de unde știi? Poate numărul tău, să spunem, o să aibă suma 14. Să urmărim, vrem să urmărim să vedem ce conduci tu, cum conduci tu raționamentul. Tu spui așa, că acum tăi în cele 7, scazi din 24, pe cine scazi? Scad pe 3 de 1, 3 de 2 și 1 de 3. Deci tu din 24 scazi pe 3 de 1, 3 de 1. Minus 3 ori 1. Da? Minus 2 ori 3. Ai zis 3 de 2. Nu, profesor, ați greșit, trebuie să ne rămână 4 numere, de fapt. Deci, eu am 3 ori 4, 12. 12 minus 7, practic 10 minus 5. Așa e. 5, măi. Stați. Da. 2 ori 3 și... Minus 1, 3 ai zis, da? Minus da, dar de ce faci? Scuze, am greșit. Recunosc aici, cum ne-am zis eu cu 3 ori, m-am greșit. Că poți să rămâne și un 1, poți să rămâne și un 2. Am descoperit! Deci nu vedem, eu vreau să mă agăț de ideea ta, să văd unde vrei să ajungi tu, dacă ți ajută la ceva. După părerea mea, nu ți ajută, dar eu mă agăț până la capăt, să văd ce anume, cum conduci tu. Dacă ziceți dumneavoastră cum este bun și nu este.
Păi nu când nu zic că zic eu, nu că din cauza că zic eu. Trebuie să încredere în tine. Mai știi că am rezolvat problema aia. Să vezi dacă problema merge pe culoarul ăsta sau dacă trebuie să ne oprim. Zici că trebuie să ne oprim, că nu prea se justifică. Da. Da. Ia să vedem tare. Eu acum am un număr stricat, este 33.323. Deci tu spui că e 33 de mii. 323. M-am gândit la acest număr. Pentru că asta nu prins. Deci vei să ai numele adunate. Dacă vrei să scazi 7. Să iei din ele. Păi așa nu spuneți. Uite măi, se taie 7 cifre. Se taie 7 din acestea. Și ce rămâne să fie cel mai mare? Păi trebuia să precizeze că, cu plus, că eu am crezut în profesor, că suma, asta am înțeles eu. Păi de ce te-ai dus cu suma? Dar da. E vorba că se taie 7 cifre din componența numărului acesta, 7 din ele se taie, și ce rămâne să fie cel mai mare? Dar n-ar fi un număr mai mare? Stai puțin, mai întâi să-ți spun de ce. M-am gândit 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, este mai mic decât 3 și m-am gândit să-l iau pe 3. Am tăiat primele cifra 12 de sus, numărul 12. Am tăiat 1 și 2. 1 și 2 de-o dat. Da, și am lăsat 3. 1 și 2 tăiat, 1 și 2 tăiat. Și stați, nu. Deci, nu. Așa, și m-am gândit câte? 4. 2, 4, 5, 6. Și am tăiat de aici, mi-a dat 3, 3, 3, 3, 3, adică 4 de 3. Și m-am gândit ce număr ar fi mai mare, 1 sau 2? Și l-am tăiat pe 1 și pe 2 l-am lăsat și mi-a dat 33.323. Domn profesor, nu putem să facem 33.332? Nu mai trebuie să le tai din poziția în care sunt ele. Că nu le schimbi între ele. Ai tăiat pe 1, 2? Au, asta. Tăiat, așa înțeleg eu. Se taie 7 cifre din acestea, din pozițiile în care așa surprindem noi. Am înțeles, nu eram deruptat că le-am luat pe cele mai mari pe să mai schimb. Nu mai permis. Că una este numărul 2, 3 și alta e 3, 2. Când și-o schimba poziția aici, e alt număr. Da, și noi avem 1, 2, 3. Sigur că da. Deci neapărat respectiv poziția asta. Dar vreau să m-am gândit să le iau pe cele mai mari număr. A zis cel mai mare număr. Da. Și așa că le-am luat pe alea și dacă mi-a rămas, aveam o variantă, aveam două variante. Ori să dai pe 1, să dai pe 2. Păi care e cel mai mare dintre ele? 2 și 7 pe 1. Da. Deci este, David, hai să vedem dacă ideea e corectă. Putem să fii de acord? Eu spun că e adevărat, eu recunosc că nu m-am prins la... Eu credeam că e adunare. Davide, putem să le tăiem pe toate de aici. 7 și ne rămâneau 5 de aici. Da, e de la 23.123. Puteam să tăiem peserite. Să tăiem 1, 1, 1, 1. Da? Ah, mă gândesc că nu am număr. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3. Are. Deci 4 de 1 tăiem deci, că 7. Acesta... Era să tăiem. A, da, uitați același lucru, e tăiați 1, 1, 1, 1 și 2, 2, 2, 2. Și atunci tot acest număr dădea. Sigur că da. Tu ai mers cu gruparea 12. Eu, da. Și l-am dat pentru că am venit că sunt cele mai mici. Și când am rămas, trebuia să aleg. Eu vreau să rămână treiul acela, că era și mai... Cu alte cuvinte, dacă am numărul 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 și să tăiem din componența acestui număr, să spunem, 4 cifre, ca, nu, 5 cifre să tăiem, 5, da, să rămână cel mai mare număr, dar atenție, mai ușor. Da, sigur că e mai ușor acum, dar facem așa, să fie 5, să rămână, păi gata, vă dau numărul. 33.023. Deci cât am zis că tăiem? 5. 33, nu, 3, 3, vă spun așa. 33.323. Pentru că practic ai 3, 3, 2, 3, 2, 3. Pentru că noi am tăiat doar 2 de 3. Deci, domn profesor, dacă ați fost să tăiem 5. Am luat peste 4. Da. Am luat doar 2, atunci ar fi la... Domn profesor, îl tai pe 1. Din număr, aici să suntem, da? Nu. Aici privim. Acolo. Pe la numărul ăsta. Eu am crezut la ăla de jos, nu? Ăla cu 2, 1.
323.223.223. Pot să vă dau și de ce. Uitați de ce. Pentru că am tăiat tot 1, toți acei de 1, și am tăiat 1, 2. Și atunci îmi rămâne 3, apoi rămâne 2, 3, 2, 3, 2, 3. Așa. Adică 323.233. Brate, par, mi-am uitat același număr. Da, e bine. Da, da. Același număr, da. Dar profesor, practic, trebuie dat mai întâi 1. Da, și apoi acel 4, de fapt, că... Care mamă... Vreau să puneți 1 aici. Nu, nu, nu. Ba da, ăla trebuie să te iați. 231, alt număr am găsit, nu? Ăsta e numărul meu, 231, 231, 231. Da, dar nu e cel mai mare. Nu, nu. Deci tăim pe al de 1. Trebuia să găsim un număr, nu? După ce tăiem 5. Trebuia să tăiem 5? Da. A, păi eu am crezut că e 1, 2, 3, domn profesor, ce mi-a dat bine prima dată. Că am tăiat 2 de 3 și mi-a dat 3, 3, 3, 2, 3. Deci am format al număr copii, da? 3, da. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Da. După ce am tăiat pe al de 1, fiecare de pe poziția sa... Deci, stați ca să-l fac și eu ca dumneavoastră, că vreau să înțeleg. M-am detăiat 2 de 2. Întrebarea este de unde îi tai? De ăștia doi de la sfârșit sau ăștia doi de la început? Păi normal că aia doi de la început, domn profesor. Și vă spun și de ce. Pentru că de aia doi de la sfârșit. Pentru că o să am 2, 3, 3, 3. Adică 2333. Dacă îl tai pe aceea, o să am 3323. Adică e mult mai mare. Trebuie sigur să stai pe ăla mai mic, nu pe ăla mai... Da. Deci, îndată, după ce a sesizat chestia asta... Și l-am tăiat pe ăsta. Important este ca să apară ăștia doi tăiați. Și ce urmează e 3, 3, 2, 3, da? 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3
Eu m-am gândit la 2 ori 3 ori 2 ori 3. Mama, dar dacă noi... 2 ori 3 ori 3. Da, mama, are dreptate, putem să punem 2 ori 2 ori 3 ori 3, da, corect. Asta zice eu. Adică 4 ori 9, dar putem să punem și 12 deci ori 2, 3, care dă 36. Deci egal cu cine? 2 ori 2 ori 3. Ori 3. Ori 3. Mai este 4 ori 9 ori 1 ori 1. 12 ori 3 ori 1 ori 1. 3 ori 12 ori 1 ori 1. Și mai 1. 3 ori 2 ori 3 ori 2. Sau 2 ori 3 ori 2 ori 3. Da, sunt foarte multe. Trebuie doar să le combin. Când le-ai găsit, încep să le combin. Facem chestia care făceați dumneavoastră. A egal cu 0. Nu, nu se poate 0. Dar trebuie să ținem cont de toate formulare. Exact, niciunul dintre acestea nu este cel mai mare, dar nici cel mai mic, niciunul. De asta cred că sunt câte 2. Că niciunul nu este cel mai mare, dar nici cel mai mic. Nu poți să zici despre unul că e cel mai mic sau cel mai mare. Clar că trebuie să-i cuplați așa, câte 2 câte 2. 2 ori 3 ori 3. Dar mai e una. Care? 2 ori 3 ori 2 ori 3. Da, dar e tot 2 ori 3 ori 3. Da, dar le inversez. Și 6 ori 4 ori 1 ori 1. Dar nu? Ba da? Ba da, nici unul nu e cel mai mic. 1 ori 1, 6 ori 6, 36. 36, 1 ori 36. Deci sunt două variante acestea cu 2 ori 2 ori 3 ori 3. Și 6 ori 6 ori 1 ori 1. Pentru că sunt amândoi, sunt cei doi care... Nici unul nu e cel mai mic? Da, nici unul nu e cel mai mic. Da, aveți dreptate, doamnă profesor. Pentru că sunt 2 egali și 2 egale, adică nu e nici mic, nici mare. Asta e 2 cu 2. Ce șmecherie! Ce fain! Niciunul nu e cel mai mare. Și din comparativ cu celălalt. Corect. Și niciunul nu e cel mai mic în comparativ cu celălalt. Corect. Deci nu există o ordine crescândă. Nu ai voie să pui orice numere, deci e același numere măcar exact. 2 cu 2. Sigur că da. Păi asta este, asta este aspectul. Da. Problema în conținut aici a fost ascuns hiba, șmecheria, cum spunem noi. Deci când spun niciunul nu e cel mai mare, adică nu există unul cel mai mare dintre exact. Toți ceilalți adică nu... și nu există unul cel mai mic dintre toți ceilalți. Înseamnă că sunt perechi. Sunt 2 câte 2, corect. 2 câte 2. Geme cu geme. Asta e mai. Da, da, da. Ce fain a fost problema asta. Și mai aveți deschisă soluția. Da, și 6 ori 6 ori 1 ori 1. 2 ori 3 ori 3 și... 6 ori 6 ori 1 ori 1. 1 ori 1. Gata. A fost super. Da. Nu uitați de like și share. Facem sinteza. Am făcut unități de măsură. Unități de măsură care au fost super frumoase și amuzante. Sinteza orei. Am avut aici. Bravo, da. Unități de măsură. Și scriem. De măsură. Greutatea, lungimea, nu? Măsură. Cu multipli și submultipli. Aha. Multipli și submultipli. Multipli și submultipli. Liști. Clar. Multipli și submultipli lor. Pentru. Pentru lungime. Greutate. Capacitate. Da. 2. Înmulțirea și împărțirea cu 10, 100, 1000. Da. Înmulțirea. Împărțirea. Cu 10, 100, 1000. Da. Unde 1000, 10.000, cam corect, vorbim de atâta așa, cu 10, 100, 1000. Și problemele astea care le-a și făcut. Problemele de logică. Probleme de logică. Cam în mental, corect. Probleme de logică. De logică. De logică. Cam asta au fost lucrurile care am abordat. La revedere! Ne întâlnim mâine.